Polonia refuză să primească și să plătească noi livrări de vaccinuri anticovid. Oficialii au declarat că sunt foarte decepționați de atitudinea Comisiei Europene. Polonia refuză să mai primească și să plătească noi livrări de vaccinuri anticovid, precizând că țara sa dispune de 25 de milioane de doze neutilizate. La sfârșitul săptămânii trecute, am recurs la clauza de forță majoră și am informat atât Comisia Europeană cât și principalul fabricant de vaccinuri că refuzăm să primim aceste vaccinuri și că refuzăm de asemenea să efectuăm plățile, a declarat ministrul Sănătății. Această situație va antrena un conflict juridic. În fapt, el există deja, a adăugat acesta. Potrivit ministrului Sănătății, Polonia, țară de 38 de milioane de locuitori, dispune încă de 25 de milioane de doze de vaccin, în timp ce alte 67 până la 70 de milioane au fost comandate. Suntem foarte decepționați de atitudinea Comisiei Europene și a producătorilor, a mai spus acesta, adăugând că țara sa a încercat în zadar să repartizeze livrările pe mai mulți ani și subliniind costurile ridicate ale vaccinurilor. La Bruxelles, Comisia Europeană a anunțat că a fost informată despre decizia Varșoviei.